Salutare! Bine ați venit pe canalul meu! Nu uitați, avem în desfășurare câteva proiecte. Unul dintre ele este cu Motanul, care nu are încă un nume. Aștept încă să mai îmi dați câteva idei de nume. Apoi avem de desenat patinele din soi Luna lui Mateo, al lui Simon, iată. Aștept să-mi scrieți încă ce patine ați mai vrea să desenez în acest caiet de desen pe care l-am deschis. Și, bineînțeles, țineți minte, am început un alt proiect pentru cei, am zis eu atunci, mai avansat sau cei care doresc un pic mai altceva de la acest canal. Așadar, dați un like, dați share, subscribe, abonați-vă, vă rog. Aici e Artpack by Titus și vă aștept de fiecare dată cu mare interes. Astăzi vom intra în al treilea proiect, să zicem așa. Vom picta sau vom desena, vom picta și vom desena, de fapt, un portret. Ceea ce încep eu să fac acum este să umplu un pic suprafața cu apă, cu o culoare ușor deschisă, pentru că pictez o față, și îmi pun un pic de roz acolo ca să încep să dau prima nuanță a feței, apoi încet, încet încep să aplic alte zone din compoziția mea. Nu e ușor să faci o compoziție din aceasta, m-am străduit și eu, de aceea ați văzut creion, am desenat cu creionul înainte, pentru că când începi să faci compoziția, mai greșești, mai te încurci, mai îți vine o idee, efectiv, vrei să o introduci în compoziție și durează un pic mai mult. De aceea am început să vă arăt această lucrare din momentul în care încep să o pictez. De fapt, din acest moment, de când încep să pictezi, sincer, nu mai ai voie să faci greșeli. Dacă cumva greșești, trebuie să ai experiența, trebuie să ai calitate, trebuie să ai asul în mânecă, să zicem așa, ca să poți să rectifici ceea ce ai greșit. Așadar, dacă cumva aveți întrebări, până să vă las cu muzica și cu pictura, vă rog, scrieți în comentarii, întrebați-mă și oricând sunt la dispoziția voastră. Vă las să vă uitați în continuare și dacă vă place, așa cum am zis, dați share, like, subscribe, toate lucrurile acestea. Mă ajutați mult și cu siguranță videourile pe care le voi face în continuare le voi face cu mult mai mare drag, pentru că văd că mă susțineți.
Da, și după ce m-am ajutat un pic de creioanele de colorat și am făcut câteva umbre, iată cu un marker încep să conturez efectiv personajele, în special cele de desene animate, pentru că ele țin de partea de animație și le stă bine dacă un pic le conturăm cu markerul și cu un marker oarecare care l-am eu la îndemână. Practic este un marker chinezesc foarte ieftin, nu vă trebuie nu știu ce instrumente. De fapt, chiar și acoarelele cu care am pictat le-am găsit într-un magazin pe care îl găsim în România la orice pas. Efectiv, este foarte simplu. Îi dăm și un efect, un efect cu care probabil v-ați mai obișnuit la cealaltă pictură, care se numea Zi și Noapte. De fapt, nici această pictură, deși îmi place, nu știu cum să o numesc. Așadar, vă rog, scrieți-mi în comentarii cum ați vrea să se numească această pictură. O pictură frumoasă, dragă mie, specială, un copil și benzile lui desenate sau gusturile pe care le are în materie de animație. Haideți, scrieți-mi, vă rog, cum ați vrea să se numească această pictură. Și vă promit că voi folosi numele cel mai potrivit pentru această pictură, îl voi folosi într-un filmuleț și persoana care îmi dă ideea, cu siguranță o voi folosi și pe ea. Așadar, vă rog, nu ezitați, scrieți în comentarii, haideți, socializați, vorbiți cu mine, fiți interactiv și ziceți-mi cum ați vrea să se numească această pictură. Ușor, ușor, încep să ajut și un pic cu pensula, am uitat să fac o răchiușă la MLP-ul acesta și iată, lucrarea este spre gata, mai trebuie doar să iau de pe față porțiunea protejată de hârtie și iată lucrarea noastră, acest proiect frumos cu această fetiță care se bucură efectiv năpădită de desenele preferate, se bucură în fața noastră. Vă mulțumesc mult că m-ați urmărit, nu uitați, dați like, share, subscribe. Vorbiți, spuneți ce doriți și vă aștept mereu pe canalul meu. Eu sunt Titus și vă aștept pe Artpack by Titus.